Astăzi vă voi arăta cum se poate schimba un întrerupător, respectiv acesta, la această mașină care este defect. Salut tuturor, din nou. Foarte mulți clienți au venit la mine cu probleme minore la diferite mașini, cum ar fi această bormașină sau un flex sau orice utilaj, un aspirator, în general aparate care conțin un motor și un comutator cărbun. Îl alimentăm să vedem că nu funcționează. Vedem că e ca și cum nu ar fi alimentat. Îl deconectăm de la rețea și începem să desfacem capătul mașinii pentru a ajunge la întrerupător. Scoatem capacul. Și acum, cu ajutorul unei șurubelnițe, scoatem cablul de alimentare. Și cu o pinsetă, scoatem cablurile corespunzătoare. Le așezăm de așa manieră încât să nu le încurcăm la remontarea întrerupătorului. Și astfel scoatem întrerupătorul. Ia să vedem noi dacă e o problemă în acest întrerupător. Să verificăm continuitatea, să vedem dacă avem continuitate. Aici avem, pe această ramură nu avem. Inversorul de sens nu avem nicăieri, nici aici. Ceea ce înseamnă comutarea inversorului nu este ok. Să-l desfacem. Wow! Este terminat. Observați. Aici partea de contact este topită. Ca atare ne trebuie unul nou. Haideți să-l schimbăm pe acesta. Îl introducem la loc. Montăm firele în ordinea în care am desfăcut, tot cu ajutorul unei pinsete.
Și acum prindem cablul de alimentare de reținut, că întrerupătorul nou nu vine dotat cu șuruburile aferente, vine fără. Asta înseamnă că trebuie să reutilizăm șuruburile de contact de la cel vechi. Am montat întrerupătorul și cablurile aferente. Montăm capacul la loc. Am montat mânerul. Acum să facem o probă. Alimentăm mașina. Astfel am reparat mașina prin înlocuirea întrerupătorului și poate că am economisit niște bani care trebuia să-i dăm la un centru specializat. Multă baftă și aveți încredere în voi. Încercați să reparați lucrurile de care aveți nevoie.